uită la ceas. Eu o să încerc să fiu mai vesel, pentru că este un prilej de veselie, cu toate că tot ce s-a spus aici sunt lucruri deosebite. Un singur lucru va trebui și cred că toți care am fost aici am învățat, județul Alba și Alba Iulia au fost teribile înainte. Sunt și acum. Dar poate ar trebui să ne întrebăm de ce este acea perioadă, acea pată neagră, sunt sigur că istoricii știu, și de ce lucrurile astea s-au întâmplat aici și nu s-au întâmplat în altă parte. Ai dreptate, Brașovul este de la Rotunjim, de la 1300. Alba Iulia fusese până atunci de două ori capitală. Dar nu știu ce ne-a oprit, nu știu ce a oprit locul ăsta, cine l-a oprit locul ăsta să fie măcar de mărimea Brașovului. Poate s-au mutat drumurile comerciale. Bun. Nu intru în lucrurile astea, dar cred că este o învățătură pentru toți cei care suntem aici, pentru toți cei care ne ascultă, că dacă dorim cu toții să facem ceva și dacă lăsăm celelalte chestiuni care ne scot pe prima pagină, ca și pe George Scripcaru, eu nu-i prietenul meu, mai fost pe prima pagină cu anumite fisuri. Așa o să rămână și acum, tot pe cealaltă pagină, legat dacă a vorbit urât de Alba Iulia. Eu n-am vorbit niciodată urât de Brașov, pentru că nu pot să vorbesc niciodată urât de niciun oraș. Și acum să închei paranteza, cred că am învățat foarte multe toți din lucrurile astea. Trebuie pus osul. Vorbele zboară, nu rămâne nimica, mai puțină minciună, mai multă muncă și mai multă dăruire pentru locul care ne-a făcut pe toți. Eu vă felicit și chiar că sunt deosebit de bucuros să văd atâția oameni deosebiți aici și să fiu un conjunct.